Curaj, mă, dacă n-ai, dacă n-ai sânge. 2-5. Nu 2-5, 2-6, 2-1, ia. 5-4, bagă două. Bagă două. Să punem premiu la concurs. Așa. Cine știe. Și știți cum se calculează diferența care o ai la un moment dat? Handicapul sau avantajul? Prin punctele care trebuie să le mai bagi în numerele, numere. Câte trebuie să mai bagi în casă? Nu. Nu. La început, acum, poziția inițială, da? Dacă înmulțim numărul de puluri, da, cu, de exemplu, aici la matale, e de la, se numere, e 1, de la 1 la 24. Da. Da? 24 ori 2, 48. Da. Da? 5 ori, cât e aici? 13, nu? 12, da, 13. 65. Și cu 48, 109. Așa. 3 ori 8, 24. Și cu 109, 133. Și 5 ori 6, 30. 166 de puncte. Deci asta este necesarul de puncte, să dai cu zarul cumulate, adunate, ca să aduci toate pururile în casă. Da? Deci la un moment dat, și el la fel, pleacă de la același punctaj. Pe măsură ce se desfășoară jocul, scade numărul de puncte necesar. Da? Și la un moment dat poți să calculezi diferența. Profesioniștii calculează fără să crească jocul. Dacă eu încep bine jocul. Dar se poate aplica formula și aici. Bun, și dacă dau 6? Nu, dacă... Se repete până de partea 5 ar. 6-1. Cel mai bine, dar. Da, bine. Nu bagi în casă? Hai, mă, că-i păcat. Joacă, mă, cinstii, mă. Da, chiar, joacă, cinstii. Joacă, mă, cinstii, că și pandurii târgu joc cu noi. Așa, și i-ați bătut cu... 3-2. 3-2. A, ce 4-4 era asta. 4-3, nu mă, asta nu trebuie. Asta nu-i român. E bun. Nu, nu e bun. Hai, mă, hai, nu te plângi, că n-ai voie. Nu, dai bine, rău. 6-5. Dacă aș mai da și... 4-4, acum ar fi... Bă, 5-6. Bă, e frică de 4-4, nu? Păi mi-e frică, normal. Da. De ce să nu joc? Ce cu partida? Da, poate. Dacă dau acum 2... Și da, să nu dați nimic. 3, 3, 3, 7. Păi s-a norocul. Dar n-avem, dacă... Cum ziceai tu, s-a închis la pâine? Mamă, dacă e incredibil. Da, dacă m-a scos aici, da, dacă nu... Cum mai e, mă? Nu m-a scos. 5-2. Nu poate. Îl trage înapoi aici. Se relansează partida, nu? Tu mai e una afară, mă? Așa se jucă. Cu 5. Păi ne nu mă corect. Așa se jucă, la mine nu, îmi forțez norocul. Nu, păi nu, dacă ai doua afară, bă. Trebuie să... Cam acolo, poarta aia nici mă... Ce noroc. Acum, iar e greu. Ce? Iar e greu. Păi da, ați dat cu 4. 5, nu aveți cam 4. 4, 6. Băi, știi ceva? Eu nici zar n-am. Da, și bate. Hai,
Mai mă, un afară. Nu se juca așa pe el. Nu știu dacă stau în porți de aia. Băi, ce treacă, băi, de trei. Nu ai pus de unul, nu, nu, că e bun la gând. Băi, asta mă, că e bine, mă. Patru, de patru. Patru, e patru, dă-i de aici. Aaaa. Aia e bine. Opa. Aaaa, băi, ce intră ăsta mai mult. Nu mai așa, băi, trebuie să pun o poartă aici, poartă. 4-3? Mamă, ce noroc ai, mă! 6-6. Doi în casă. Nu bate? Cu mine, exact. 1, 2, 3 și 4. Exact. Mă, auzi, cât de bine ai dat până acum dai scos asta? 1-4. 6-4. 2 ai dat, 4-2. Mai stai o mână. 1, 3 și a 4-a. Stai mărțișor. Ce noroc ești. Am terminat partidul. Pe linie. Da. Te-a scos ăsta. Bun. Hai să zic jos linia. Așa-i frumos. Da, doi, doi. Bună, da, băiatul are mult. Obișnuit. Ia. Perfeți. Bă, ce incredibil. Primată, mă rog, așa un pic, că mă rog, dar acum gata, când te-ai clasă partea. Bine, mă dau cu stânga, da? Dacă mai dau 6-5, pe dar 3. Lasă, mă. Da, nu, nu. Care-i Borussia și care-i răbine? 6-6. El zice 6-6-6 la șantaj, am impresia. Pentru morac, nu? Pentru morac, da. Exact cât îi trebuie lor. Nu știi ceva? N-am ce să fac, trebuie să-l fac. Nu? Una, una. Așa de-a băi. Cum începe joacă? 5-3. I-am zis că e păcăleală, dar nu... Nu muți? Nu, nu te faci? Sigur, e sigur, nu? M-am uitat-o, dar... Hei, bubița asta. E greu. 1 și... Știi ce dau acum, da? Știi ce dau, da? Alege, 4-4, 5-5 sau 6-6, alege. 4-1. Aaaa, nu se poate! Mai unul! Să le nimeni crezi! O să rămână în piele! Mai să nu piază! Să dau cu stângă, iau să-mi greșit! 5-5! Nu știu ca să-l dau să-l iau ziarele! Încă dați acum un 6-5! În gura prese, nu? Nu, 4-4. Ce bine a dat. Corect. La siguranță, până riscul de 1, 3, 2. Domnul președinte. Mai am Mica la șase. Astăzi. Astăzi. Eu sunt noroc. Astăzi greșit. Ai greșit. Mulțumim. Domn președinte, mai venim la concurs. Vă aștept. Noi am venit la concurs. Just colorit. O să vă spun una. Acum linia a fost... Am vorbit cu Pele și zice, jucăm, dar eu nu știu, nu, deci m-a luat prin învăluire cu astea. Poate este și două.